Vă salut pe toți în această dimineață de sabat și îmi doresc din toată inima ca astăzi privirea mea și privirea ta să se întâlnească cu Iisus. Aseară am avut o ambianță plăcută cu toții aici și am simțit bucuria din viețile dumneavoastră și am mers la somn, am zis o să dorm bine și mâine dimineață mă trezesc ca să termin 10% din tema pe care o mai am. Pe la ora 2 m-am trezit și mă întrebam de ce. Am încercat o jumătate de oră să adorm din nou, dar n-am reușit. Și am zis, de ce să mă chinui? Când Dumnezeu are ceva special în această noapte cu mine. Și am venit aici și am descoperit că Dumnezeu avea total altceva de transmis decât ceea ce pregătisem acasă. De fapt, nu trebuia să schimb, să completez 10%, ci 90%. De aceea îmi doresc din toată inima ca astăzi, dacă veți rezona cu ceea ce Duhul Sfânt a rezonat în inima mea în această noapte, să nu închideți ușa Harului lui Dumnezeu astăzi. De aceea, dacă acum ai o altă ocupație și ai venit aici și ai altă ocupație, te-aș ruga frumos să ai respect față de această carte care este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmii capitolul 34 că atunci când omul își întoarce privirile spre Dumnezeu, ce se întâmplă? Cum sunt fețele noastre? Bucuroase. Sunt bucuroase? Ne bucurăm în Domnul la această zi și îmi doresc din toată inima ca astăzi Iisus să frângă pâinea sa în inima mea și în inima dumneavoastră. Și îmi doresc din toată inima ca să nu rămână o firimitură care să cadă jos. Este ocazia noastră, este ocazia dumneavoastră, a fiecăruia de aici, dacă ești tânăr, copil, ca să auzi vocea lui Dumnezeu astăzi. Dacă ar fi să alegi Edenul, de ce ai alege ca să mergi în Eden? De ce ți-ai dori ca să ajungi în Eden? Te-ai gândit vreodată de ce să ajungi în Eden? Îmi puneam această întrebare azi noapte, Doamne, dar Tu-ți dorești ca să mă readuci în Eden și îți dorești ca să readuci omul în planul Tău în Eden? De ce, Doamne? Ce să-mi dai în Eden? Și pentru mine, gândul cel mai special care mi-a venit a fost acela faptul că lucrul de care am cea mai stringentă nevoie este relația cu Dumnezeu din grădina Edenului. Era o ambianță extraordinară în grădina Eden. Adam și Eva se întâlneau cu Dumnezeu față în față și stăteau de vorbă cu El. Până când între om și Dumnezeu s-a interpus cine? Păcatul. Cum erau aceste întâlniri pe care le avea omul cu Dumnezeu înainte de cădere? Ce părere aveți? Cum credeți că decurgeau aceste momente de părtășie? V-ați imaginat? Ca între prieteni. Credeți că era frică acolo? Fețe posomorâte, triste, amărâte? De ce? Nu era așa ceva. Domnul Hristos n-are cum să fie. Ei, dragii mei, și de atunci, de când a intrat păcatul, întâlnirea omului cu Dumnezeu nu produce bucurie pentru unii oameni, ci produce ce? Frică, teroare, panică. Și uneori nu știi unde să mai alergi de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în marea lui dragoste, te caută pe toate căile. Privesc la Golgota și mă minunez
Când văd două caractere în stânga și în dreapta Domnului Iisus. O persoană care în momentul în care îl vede pe Domnul Iisus și vede caracterul Domnului Iisus, ce face? Primește această dragoste în sufletul lui și ce face mai departe? Ia o hotărâre în viața lui. Primește iertarea și primește din partea lui Dumnezeu suficientă dragoste ca să fie iertat. Ce fel de moment a fost acesta pentru acest tâlhar? Pactul cu dragoste. Bucuria întâlnirii. Iar pentru celălalt care primește, credeți, o dragoste diferită față de primul? Nu! Identică! Primește această dragoste și Dumnezeu, în marea lui dragoste, Domnul Iisus, pentru acest tâlhar, îi oferă dragostea lui și mai mult decât atât îi oferă libertatea ca să aleagă. Și de aceea vreau să spun astăzi că Dumnezeu astăzi îți oferă libertatea ca să-L alegi pe El sau să-L respingi. Atât de mult te iubește și atât de mult te respectă. Și astăzi totul depinde de tine, cum te vei poziționa față de Dumnezeu, față de glasul Său. În momentul în care Domnul Iisus de asemenea a intrat în templu, templul care trebuia să fie un loc al întâlnirii cu Dumnezeu a devenit ce? Un business, o afacere. Și în momentul respectiv când Domnul Iisus a intrat, ce a făcut Domnul Iisus acolo? Ce a adus prezența Domnului Iisus pentru acei oameni? Frică, teroare. Wow, ce a venit peste noi? E cu biciu, ne va biciui, ne va scoate afară. Pentru cine? Așa l-au recepționat ei pe Domnul Iisus. Pentru că nu-L cunoșteau. Pentru că pentru alți oameni, fața Domnului Iisus, care pentru aceștia părea teribilă, o față aspră, pentru ceilalți oameni părea o față iubitoare, o față plină de dragoste. Și când au venit ceilalți să vadă cine mai este lângă Domnul Iisus, era plin de cine? Erau șchiopi, ciungi, tot felul de oameni care erau respinși societății. Iar elita, unde era? Era afară. Ca să te întâlnească pe tine și pe mine, Domnul Iisus a venit în lumea noastră și astăzi, conform lui Osea 2:14, te-a adus la căciula ta pentru că vrea să vorbească pe placul inimii tale. Și poate te întrebi, ce-ar vrea să-mi vorbească Dumnezeu mie la căciula ta? Știu, te-ai pregătit frumos pentru această întâlnire de la căciulata. Ați pregătit haine frumoase, da? Poate nu ați mai purtat hainele care le purtați acum niciodată și ați venit pregătiți. V-ați făcut frumoși frizura, să fiți extraordinari. Ați făcut cea mai bună mâncare, o mâncare extraordinară. Poate n-ați mai gătit niciodată atât de bine. Ați adus copiii aici. Este ceva extraordinar când aduci copiii înaintea lui Dumnezeu. Este extraordinar când ai această dorință ca mamă să-ți aduci copiii aici. Dar vreau să vă spun că nu aceasta este totul. Nu vreau să vă spun că ați investit degeaba. Nu vreau să vă spun că v-ați năruit timpul și banii. Nu! Dar dacă la această tabără aici, la căciula ta, în sanctuarul inimii tale tu nu-L vei întâlni pe Dumnezeu? Da, o să vorbim frumos, o să avem momente de socializare, o să mai învățăm unele lucruri, dar nimic mai mult decât atât, pentru că pierzi privilegiul vieții tale de a te întâlni cu Domnul Iisus aici. Știți, fugim o viață întreagă de Domnul Iisus. Cunoașteți astfel de oameni care fug de Domnul Iisus? Și alergi de la o margine a pământului la alta să nu te prindă Iisus. Și ce credeți, ne prinde? Hm?
Ce ziceți, dragi frați? Ne prinde? Ești tânăr, ești, ai un entuziasm extraordinar, te cheamă prietenii și zic, hai mă și tu, că tu lasă creștinismul ăsta, mai bine, hai cu mine, hai să bem o bere, hai și noi să mergem acolo. Și te întrebi, oare mai vine Domnul Iisus după mine și aici? Ce zici? Hai mă că nu te vede nimeni, doar o țigare, trage o țigare. Și știi ce face Domnul Iisus? Ați trăit vreodată momentul în care să fie o persoană lângă tine, să nu-ți dai seama că este lângă tine și să-și dreagă vocea. Să simți că este prezent acolo. Așa este Domnul Iisus. Când tu crezi că te-ai dus atât de departe de El și nu te vede nimeni, când crezi că El nu mai are nimic de a face cu tine, că te-a părăsit, că nu-L mai interesează, El e acolo lângă tine și își drege vocea și spune, hei, prietene, sunt aici pentru tine. Când poate vorbeam la lecțiune, când te-ai cufundat în vorbe și stai acolo la bârfă și nu mai știi ce să mai vorbești și pe cine să mai vorbești, să iei de la țara, de la capătul pământului, la cealaltă, Iisus stă acolo și spune, hei, vreau să vorbesc cu tine. Oriunde te-ai duce, în orice colț al pământului și oriunde ai fugi, Iisus este deja acolo și stă lângă tine și așteaptă ca să vorbească cu tine. Există speranță și Dumnezeu vrea astăzi să vorbească inimii tale. Deschidem Scriptura în Ioan capitolul 8. Este întâmplarea care deschide acest subiect. Ioan capitolul 8. Dacă aveți Bibliile, vă rog să urmăriți această întâmplare împreună cu mine. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii vin și ăștia. Cu ce vin? Cu ce vin aceștia la biserică? Să se bucure și ei de întâlnirea cu Domnul, nu? Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Și ce se așteptau acum acești oameni? Ca primul care va lua piatra să fie cine? Domnul Iisus. Veniseră aici ca să-L ispitească pe Domnul Iisus, spune versetul mai departe. Și ce face Domnul Iisus? Știți, aici nu vine, acești oameni nu vin cu povești inventate. Că așa spunem noi, eu am dovada. Nu așa spunem? Chiar l-am văzut cu ochii mei. Poți tu să negi, Cristi, că nu l-am văzut eu cu ochii mei? Poți să-mi spui tu că nu l-am văzut cu țigara? Poți să-mi spui tu lucrul ăsta? Poți să-mi spui tu că nu era la bar? Poți să-mi spui tu că nu era în mașină cu cutăreasca? Poți tu să-mi spui lucrul ăsta? Eu am dovada. Și-au adus pe această femeie la Iisus. Și cum reacționează Iisus? Începe să scrie. Cu toată dragostea. Dar Iisus a plecat jos și a scris cu degetul pe pământ. Și ce fac ei mai departe? Limbarița asta nu se vindecă ușor. Nu poți să o oprești ușor. Când ești învățat așa și când ai trăsătura asta, ce trăsătură? Că asta nu-i trăsătură. Defectul acesta de caracter. Spune aici. Fiindcă ei nu încetau.
Nu încetau să-l întrebe. Iisus începuse deja să scrie. El s-a ridicat în sus. Și așa privirea lui a pătruns. Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Ce scria Domnul Iisus? Ce au făcut pârâșii aceștia, elita, oamenii care se dau sfinți, oamenii care pe din afară sunt evlavioși, oamenii care spun sunt foarte buni sfătoși, dar în viața lor ce au făcut? Când au auzit ei cuvintele acestea, a început mustrarea în cugetul lor. Și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu această femeie. Care era atitudinea acestei femei în acest moment? Era prima ei întâlnire cu Domnul Iisus. Cum credeți că, ce credeți că se întâmpla în inima acestei femei? Citesc un paragraf din viața lui Iisus, 277. Ea știa că viața ei se află în cumpănă și că un cuvânt al lui Iisus ar fi putut atâța atât de mult furia iudeilor încât ar fi omorâtă imediat cu pietre. Viața ei atârna de un cuvânt pe care îl rostea Domnul Iisus. Noi ce cuvinte am spune unei astfel de femei? Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce credeți că Domnul Iisus cu această ocazie minimalizează păcatul? Mai dă o șansă. Credeți că, virgulă, cu această ocazie Domnul Iisus nu-l interesează de păcat? Citesc un paragraf. Iisus n-a înfrumusețat niciodată păcatul și nici n-a micșorat, nici n-a micșorat urăciunea faptelor criminale, dar el nu venise să o sândească, ci să conducă pe păcătos la viață veșnică. În loc să o sândească pe cel vinovat, lucrarea sa se întinsese până la adâncul mizeriei omenești, ca să ridice pe păcătosul rătăcitor și să îndrume pe cel ce se căiește și tremură de păcatele sale, ca în viitor să nu mai facă. Și spune aici, în momentul în care a auzit această voce a Domnului Iisus, ce credeți că s-a întâmplat în mintea și în inima ei? Ce credeți că s-a întâmplat în mintea ei? Păi ce bine! Ce bine că m-a salvat Domnul Iisus! Ce bine! Mă duc acasă? Mă duc acasă? Și o fac la capăt. Așa-L privim noi pe Domnul Iisus. Așa-L credem uneori pe Domnul Iisus. Parcă am jucat cu Domnul Iisus așa jocuri de noroc. Citesc cuvântul lui Dumnezeu, de aceea să aveți reverență față de El, viața lui Iisus. Inima ei se topi în remușcări pline de căință. Păi câte cuvinte de reproș i-a spus Domnul Iisus? Câte cuvinte de mustrare i-a spus Domnul Iisus?
Câte cuvinte? Ce a condus-o pe această femeie la pocăință? Că noi credem că mustrările îl conduc pe om la pocăință. Și nu e rău să facem mustrări, dar atunci când le facem cu Domnul. Ce a condus-o pe această femeie la întoarcere? Dragostea lui Dumnezeu. Și dacă vreodată inima vreunui copil al nostru va fi topită, nu va fi topită de flăcările din gurile noastre. Nu de asta. Ci doar de dragostea lui Dumnezeu care este pusă în sufletele noastre. Că putem să scoatem flăcări ca în filme, ca dragonii. Dar nu au nicio influență. Ci doar spre rău. Inima ei se topi în remușcări pline de căință. Cum să facem astfel încât copiii noștri să aibă mustrări de conștiință, să aibă remușcări de faptele rele pe care le-au făcut, lucrând și acționând ca Domnul Iisus. Și ca semn de recunoștință față de Salvatorul ei, cade la picioarele lui Iisus, exprimându-și simțămintele inimii ei prin cuvinte timide și își mărturisește păcatele cu lacrimi amare. Și aici paragraful spune mai departe, de aici, în viața acestei femei, a început ce? Convertirea. O viață nouă. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Cum? Dragostea lui Dumnezeu a topit această inimă. Toți ceilalți din jurul ei o catalogau și o priveau în felul acesta. Și credeți că noi, la un copil care este pierdut, la o persoană care este pierdută, dacă vii cu aceleași reproșuri, credeți că îl vom câștiga? Niciodată. Și îl vom împinge și mai abrupt în mâinile vrăjmașului. Nici eu nu te osândesc. Cine a plecat șifonat din această întâlnire? Ăștia care zic, păi noi suntem ăștia care, gata, terminăm cu păcatul. Și cine a plecat șifonat? Și cine a plecat cu păcatul acasă? Cine a plecat cu păcatul acasă? Ăia care ziceau că se luptă cu păcatul altuia, dar habar n-aveau să se lupte cu păcatele din viața lor. Ce mă uimește pe mine la Dumnezeu, la Domnul Iisus, este că în momentul acesta când Domnul Iisus era aici și scria, se apleacă Domnul Iisus să scrie, știți ce făceam eu dacă eram în locul Domnului Iisus? Eu nu le scriam pe nisip. Eu le scriam cu dalta. Să vadă toți, uite ce păcate are cu Tărescu, uite ce păcate are cu Tărescu. Uite-i pe ăștia. Îi postam pe Facebook, trimiteam în toate grupurile de WhatsApp, trimiteam la toți să știe toată lumea cine sunt fățarnici ăștia din biserică. Cum? Și Iisus nu face asta. Pentru că Iisus, aceeași șansă pe care o oferă acestei femei, i-o oferă și celui mai fățarnic om. Care șansă? Șansa de a fi salvat. Pentru că Iisus dorea să le arate acestor oameni că și păcatele lor pot să fie luate de vânt și să fie șterse. Și pot să aibă și ei o viață nouă. Iisus, dragii mei, mustră, dar niciodată nu umilește pe cineva. Când a venit la paraliticul din Betesda, care era bolnav de 38 de ani. Și de ce era bolnav? Pentru că își bătuse joc de viața lui. Dacă citim Spiritul Profeției, spune că trăise viața. Și ce credeți că îi spune Domnul Iisus? Păi, dar tu chiar
Nu poți să fii atent la viața ta? Tu chiar nu vrei să te schimbi? Și Iisus, știi ce îl întreabă pe acest om? Vrei să te faci sănătos, omule? Haideți să deschidem Scriptura. Ioan, capitolul 5. Vrei să te faci sănătos, versetul 6. Versetul 8, scoală-te, a zis Iisus. Ridică spatul și umblă. De ce nu vine Domnul Iisus și să-i spună, uite aici protocolul, trebuie să urmezi protocolul acesta? Și Iisus îi spune, întreabă atât. Omule, vrei să te faci sănătos? După aceea, versetul 14, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată, cât ai făcut sănătos. De acum, să nu mai păcătuiești, omule. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău ca până acum. Viața lui Iisus 126 spune în felul următor. Timp de 38 de ani el suferise în parte ca urmare a viețuirii sale destrăbălate. Și acum a fost avertizat în mod serios să evite păcatele care i-a adusese o astfel de suferință. Câte cuvinte de reproș aduce Domnul Iisus? 38 de ani ți-ai bătut joc de viață. Trage-le acum. No. Dragii mei, Iuda știa, Domnul Iisus știa că Iuda îl va vinde. L-a umilit Domnul Iisus pe Iuda? Niciodată nu l-a umilit pe Iuda. Nici până în ultima clipă nu l-a umilit niciodată Domnul Iisus. Petru, Iacov și Ioan vin în, la ora de rugăciune și venim la biserică, mai dormim la biserică, mai adormim că... Ce face Domnul Iisus cu ei? Cum le spune? Un ceas, mă, un ceas. N-ați putut să... Vegheați împreună cu mine. Apoi, Petru, acela care în cameră spusese de câteva ori, Doamne, voi merge cu tine până la moarte, Doamne. Eu sunt erou în această biserică. Îl reneagă pe Domnul Iisus cu blesteme și înjurături. Cum? Și apoi, când aude cocoșul, își aduce aminte de ce îi spusese Domnul Iisus. Și întâlnirea lui Petru se întâlnește cu privirea lui Iisus. Și ce citește în ea? Câtă înjosire îi arată Domnul Iisus lui Petru? Dragii mei, în prima dimineață, în dimineața învierii, îngerul spune, duceți-vă, spuneți și spuneți-i lui Petru. De ce? Să arate că încă face parte din ucenici. Ai mai face așa ceva? Dragii mei, acesta este Dumnezeul meu. Și aceasta vreau să fiu acesta doresc să fie Dumnezeu bisericii mele. Și acesta vreau să fie Dumnezeu dumneavoastră. Și astăzi spune, tu te spune ucenicilor și spune și lui Cristi. Spune și lui Radu. Spune fiecăruia pe nume. Că eu îl iubesc. Că eu vreau să mă întâlnesc cu el. Mă tot gândesc la Iuda, când a venit să arunce arginții și a spus, luați, am vândut sânge nevinovat. Mă gândeam în mintea mea și îmi cream așa un scenariu, dacă în momentul acela
l-ar fi văzut pe Petru în grădină că plânge. Și dacă în momentul acesta Iuda s-ar fi dus și el în grădină să plângă lângă Petru, și dacă privirea lui Iuda ar fi întâlnit-o pe privirea Domnului Iisus, ce s-ar fi întâmplat? Poate ar fi fost cea mai frumoasă scenă, cea mai frumoasă și cea mai uluitoare scenă, să-l vezi și pe Iuda salvat. Dar atunci, dragii mei, tineri și părinți, când închidem orice barieră și când punem tot ceea ce putem, Dumnezeu nu te va forța niciodată și îți va respecta alegerea ta. Ajungem la al doilea exemplu care vreau să-l dezbatem și apoi să concluzionăm niște lucruri esențiale astăzi. O altă întâlnire specială a fost la fântâna lui Iacov. Acea femeie care a venit la fântână și la fântână pe cine a întâlnit? Pe Domnul Iisus. Și ce s-a întâmplat acolo? Începe acea discuție minunată și nu vreau ca să mai reiau pe toată. Și spune la un moment dat Domnul Iisus, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este versetul 10, dacă ai fi cunoscut și tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau tu singură, ai fi cerut? Și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia. Doamne, a zis femeia. N-ai cu ce să scoți apă. Doamne, n-ai cum să mă mai schimbi și pe mine. Poți să-i schimbi, Doamne, pe toți, poți să faci în viața altora minuni, dar pe mine, Doamne, n-ai cum. Nu poți, Doamne, ești atât de mic pentru mine. Și Iisus vine și spune, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu în veac, nu va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el în ce? Într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. După momentul în care îl întâlnești pe Domnul Iisus, devii ce? Un izvor de apă de care? Otrăvită? Sau potabilă? De care ești? Ați văzut, pe la robinet te mai scrie apă potabilă, bună de băut? Sau apă care nu poate să fie băută? Noi de care suntem? De aia cu, știți, băieții mei spuneau apă cu bulbuci, știi? De aia cu țepi, care e minerală. Cum parcă te arde. De care ești? Ce fel de apă ești? Da, ar fi mult de spus aici, dar mă rezum la următoarele. Femeia spune, Doamne, dă-mi și mie această apă. Toată lumea spune, Doamne, vreau și eu. Dar Domnul Iisus, înainte de a-ți da apa vie, ce vrea să-ți facă? Să-ți rezolve problemele vieții tale. Și Iisus deschide cartea și spune, femeie, astea sunt problemele tale. Astea. Dar ce-i, Doamne, te iei de familia mea? Te interesează pe tine ce la mine acasă? Ce-ți bagi nasul la mine în casă? Ia vezi-ți de treaba ta. Da, Iisus chiar îl interesează de tot ceea ce se întâmplă în casa ta. Absolut tot. Tot. Pentru că vrea să le pună în ordine. Și dragii mei, după ce Domnul Iisus o conștientizează de acest lucru, după ce femeia îi spune durerile sufletului ei, după ce îi spune de fapt și de poporul lui Dumnezeu care trebuia să fie un popor care să ducă adevărul mai departe și a monopolizat acest adevăr și a închis această bucurie doar pentru ei. Și la final spune, Domnul Iisus se descoperă acestei femei și îi spune, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Și ce se întâmplă în viața acestei femei?
Când îl întâlnește pe Iisus, cum pleacă de acolo? Cum pleacă de acolo? Vii cu găleata ta, vii cu toate problemele tale, cu toate ofurile tale. Cum e găleata dumneavoastră? Cât vreți să o mai purtăm? Cât? Mai putem? Mai puteți? Vreau să vă întreb. Care este cel mai important moment? Aseară v-am întrebat care sunt trei bucurii ale vieții dumneavoastră. Vreau să vă întreb acum, care este cel mai important moment al vieții dumneavoastră? Ce ziceți? Când te-ai născut? Când ai început să mergi? Când ai scos primul cuvânt? Când ai început să citești? Când te-ai căsătorit? Când? Haideți să deschideți Scriptura. Roman, capitolul 6, versetul 8. Vorbind de lucru esențial și atenție, dacă până acum a fost important acest mesaj, de acum devine chiar punct culminant al temei noastre. Roman, capitolul 6, versetul 8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Care este cel mai important moment al vieții tale? Când? Cel mai important moment al vieții noastre este acum. Este această bătaie a pendulului de acum. Cel mai important moment este bătaia inimii tale acum. De ce? Nu pentru că este plăcut să fim la tabără și este acesta un moment frumos. Nu. Ci pentru că este singurul moment pe care îl ai la dispoziție. Dumneavoastră mai aveți la dispoziție ziua de ieri? Dumneavoastră mai aveți la dispoziție ziua de mâine? Nu știm. Și trist este că mulți dintre noi trăim în trecut. Ce frumos! Cel mai frumos moment al vieții mele a fost când m-am botezat. Da? Da! Acum 30 de ani! Și de acum 30 de ani și până astăzi? Pentru că de atunci, de la 30 de ani de când ești botezat, ar fi trebuit ca relația asta să devină și mai puternică, și mai puternică și să fie din ce în ce mai culminantă. Pentru că iertarea lui Dumnezeu nu este sfârșitul unui proces, ci iertarea lui Dumnezeu este începutul procesului de mântuire. Și dacă n-am înțeles asta, astăzi este timpul să înțelegem acest gând. Orice moment trecut a dispărut, nu se va mai întoarce. Viitorul este în altă parte. Dacă îți vei petrece timpul așteptând ziua de mâine, las că mâine voi asculta-o pe mama și mă întoarce și eu la Dumnezeu. Momentul de astăzi este darul pe care Dumnezeu ți l-a pus în mâna ta. Și psalmistul David spunea, aceasta este ziua... Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Da. Spune aici versetul 8. Acum, când? Peste câțiva ani. Acum, dacă am murit cu Hristos, ce facem? Ce facem dacă am murit cu Hristos? Vom și trăi împreună cu El. Ajungem la următorul gând. Știți care este cel mai mare pericol din viața noastră? Nimic.
Exodul capitolul 8. Exodul capitolul 8. Domnul a zis lui Moise: du-te la faraon și spune-i: așa vorbește Domnul, lasă-l pe poporul meu să plece ca să-l slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște în toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta, în patul tău de dormit, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoare, în postăvi. Cum? Adică peste tot? Ba încă broaștele se vor sui și pe tine și pe poporul tău și peste toți slujitorii tăi. Și Domnul a zis lui Moise: spune lui Aron, întinde-ți mâna cu tăiagul peste râuri, peste pâraie și peste iazuri și peste, și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaște și au acoperit țara Egiptului. Și ce face vrăjmașul? Hai să mai facem și noi, să fie și mai multe. Vrăjitorii au mai făcut și ei. Și Faraon, versetul 8, a chemat pe Moise și pe Aron și a zis: rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu. Și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Și Moise le întreabă pe Faraon și îi spune: hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. Dumneavoastră ați dormit vreodată lângă un râu unde sunt broaște sau lângă un lac unde sunt broaște? Cum e? Să o răcăie într-una. Dar vedeți ceva trist, dragii mei? Că ajuns să-ți placă o răcăiala. Te obișnuiești. Îți place. Mă, dacă am rezistat atâția ani să mă uit la filme, să ascult nu știu ce muzică, ce, să beau, să fac de toate, păi nu mai rezista o noapte, nu mai rezista câțiva ani. Oi mai rezista. Oi mai rezista. Mai ascult o bârfă, mai dau, mai fac orice lucru rău care vi-l imaginați dumneavoastră, care, nu știu acum, care-i slăbiciunea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră trebuie să vă cunoașteți cel mai bine. Și noi spunem, și spune, el a răspuns: mâine. A, mai bine. Mai, las că nu-i problemă dacă e acolo pe mâncare, broaște, dacă vă peste tot, peste... Contează. Nu contează că ești amărât, trist, ești terminat, că broaștele astea îți produc neliniște, nesomn. Ești un om agitat, nu mai știi ce gândești, te trezești dimineața, nu te-ai odihnit, nu mai știi ce decizii să iei. Dar nu vrem. Noi spunem ce? Voi mai face o încercare. Mai stau o noapte cu broaștele. Mai stau o noapte cu păcatul. Că e bine. Și am stat și până acum și parcă nu e chiar așa de rău. Dumneavoastră vreți să rămâneți cu broaștele? Să mai stăm o noapte, să mai stăm o viață și amânăm pentru mâine. De ce să nu-i oferi astăzi o șansă lui Dumnezeu să lucreze în viața ta? De ce să nu-i oferi astăzi șansa lui Dumnezeu ca să-ți vindece rănile? Să-i oferi șansa lui Dumnezeu ca să-ți elimine broaștele, să-ți elimine tot ceea ce este ticălos în viața ta și care îți aduce neliniște? De ce? Știți, noi căutăm mereu în viața noastră să îmbrățișăm momente. Suntem așa... ca un nap, da? Un nap în care să bagi momente în el și cu cât bagi mai multe momente, cu atât ești mai fericit. Dragii mei, ținta vieții noastre nu ar trebui să strângerea de momente, ci ținta vieții noastre ar fi să-L îmbrățișăm în fiecare clipă a vieții noastre pe Domnul Iisus. Și în momentul respectiv, indiferent de momentele care vor veni, bune sau rele,
Cum te vei raporta la ele? Pentru că tu l-ai pe Iisus. Și mergi cu Iisus unde? La școală? Și mergi cu Iisus la servici? Și mergi cu Iisus peste tot? Cum arată o astfel de viață? Este o viață liniștită. Vreau să vă dau gânduri finale care să vă și să ne dea de gândit astăzi. Imaginați-vă un parc în care există foarte mulți stejari și cel din mijloc este stejarul cel mai mare și ăsta sunteți dumneavoastră și sunt eu. Am fost creați extraordinar de Dumnezeu. Și la rădăcina acestui stejar a răsărit o liană. Și această liană crește și umple tulpina, ramurile, ajunge până în vârful copacului. În momentul în care noi îl întâlnim pe Hristos, ce credeți că se întâmplă? Domnul Iisus vine cu securea și ce credeți că face? Taie de la rădăcină. Ei, trist este că noi ca și creștini, ca și oameni, știți pe ce ne bazăm în viață? Pe sentimente și nu pe rațiune. În momentul în care noi simțim, avem simțăminte în sufletul nostru și spunem eu simt că eu nu sunt iertat de Dumnezeu. Eu simt și cred că Dumnezeu n-a făcut încă schimbarea în viața mea. Ce s-a întâmplat în momentul în care Domnul Iisus a tăiat liana? Ce s-a întâmplat cu toate ramurile astea? Mai sunt acolo? Ce ziceți? Mai sunt acolo? Dragii mei, de aici începe procesul. De aici începe procesul. Noi ne-am așteptat de acum încolo să fie totul pregătit, să fie stejarul liber. El nu mai are viață. Și acum citesc Romani capitolul 8, pentru că asta e esențial ca să înțelegem astăzi. Este esențial să nu-ți mai lași sentimentele să-ți umple mintea ta și să spui nu sunt iertat, eu sunt încă păcătos, eu nu sunt primit de Dumnezeu. Nu! Și spune aici, tot așa versetul 11, tot așa și voi socotiți-vă, cum? Morți față de păcat. Când vine ispita în viața ta și ispita ce face? Îți spune, încearcă, poți să faci, fă-ți mendrele, e șansa ta. Tu ce să spui? Nu, dragă. Nu. Eu sunt cum? Mort. Eu sunt mort față de păcat. Nu contează sentimentele care spun nu, că ai mai făcut-o și poți să mai faci încă o dată. Nu te baza pe asta. Și spune ispitei ce? Sunt mort față de păcat. Vorbeam la lecțiune despre un lucru esențial. Credeți că este diferită acest moment în care îl primim pe Hristos față de momentul în care trăim cu Hristos? Cum îl obținem pe Hristos în viața noastră? Spunea, prin mărturisirea cu gura, ce se întâmplă? Ce obținem prin mărturisirea cu gura? Cine mărturisește cu gura pe Iisus Hristos sau crede în El ca mântuitor personal, ce s-a întâmplat? A trecut la moarte la viață. Cum? Doar să mărturisești cu gura, așa l-ai primit pe Iisus, ești socotit neprihănit. Cum să rămâi în El? Păi tot așa cum l-ai primit pe Hristos, tot așa spune cuvântul lui Dumnezeu, ce să faci? Să rămâi în El. În momentul respectiv, prin mărturisirea ta cu gura, în momentul în care mintea ta aude, păi eu sunt socotit neprihănit. Sunt doar 5 cuvinte magice, nu-s magice, nu, cuvintele lui Dumnezeu care spun aici. Ce spune aici? Sunt mort față de păcat. Sunt mort față de păcat. 5 cuvinte. Când le-am spus ultima dată? Și ar fi fost mult de dezbătut aici. Dar aș vrea să vă spun doar atât. Că nu este suficient să fii mort față de păcat.
Dar înainte de aceasta spun un gând scurt. Imaginați-vă că Lazar ar fi ieșit din mormânt. Și cum a ieșit Lazar din mormânt? De ce n-avea Domnul Iisus puterea ca să îl dezlege de fașele lui? Și spune, dezlegați-l și lăsați-l să umble. Lazar nu mai era mort? Dar cum era? Era viu, dar era cum? Încorsetat, era legat și trebuia ca să fie dezlegat. Ceea ce vă spun acum pare ridicol, dar aceasta înseamnă felul în care ne comportăm noi. Să fi zis Lazar acum, știți ceva? Cred că ar trebui să mai așteptăm puțin. Eu nu simt că aș fi chiar atât de viu. Hai să mă mai întorc câteva minute să mai stau în mormânt, că nu mă simt atât de viu. Nu mă întorc, nu mă depărtez prea mult de mormântul ăsta, că oricum peste câțiva ani iar mă întorc aici. Sună ridicol, dar oricât ar suna de ridicol, noi așa facem. Ne tot învârtim, pierzând vremea în preajma vechilor noastre morminte. Și, cer iertare, dar tot mereu punem lumânări, la vechile noastre morminte, la vechile noastre trăsături rele, la defectele noastre de caracter. Stăm în preajma lor, nu vrem să le lăsăm. Nu vrem! Suntem vii! Dar lucrul acesta duce la o schimbare, pentru că spunea aici, în momentul respectiv, tot așa și voi, pentru că spuneam, nu este suficient să fii mort, ci trebuie să fii cum? Și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu să lucreze astăzi în inima noastră, să înțelegem că nu este suficient să fii mort, ci este necesar să fii viu față de Dumnezeu. Și dacă veți citi acest roman, capitolul 6, este un capitol fascinant. Azi noapte chiar am citit acest capitol și l-am tot recitit. La ce se întâmplă atunci când omul îl prinde pe Hristos și spunea în momentul în care este deconectat de la sursa păcatului, ce se întâmplă cu el? Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Ți-a luat sursa de tristețe din viață, ci ești conectat acum la ce? La sursa de bucurie, de viață eternă lângă Dumnezeu. Și atunci ești rob nu al păcatului, ci ești un rob al neprihănirii. Acesta este miracolul pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră astăzi. Deschidem Scriptura pentru ultimul verset. Ioan, capitolul 20, versetul 15. Și după amiază putem să avem o dezbatere. Dacă aveți întrebări, după amiază puteți să le scrieți și după amiază putem să discutăm în scurt la anumite aspecte care vă macină sau dacă nu ați înțeles pe deplin, pentru că nu am avut timpul necesar ca să cuprind absolut fiecare aspect al acestei teme. Haideți să deschidem Scriptura pentru ultimul verset. Ioan, capitolul 20, versetul 15. Dar citeți și mai sus. Versetul 12 și 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și ce făcea? Plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Și acum urmează un răspuns. Care este uneori trăirea mea și este trăirea ta? Și ea le-a răspuns. Pentru că au luat pe Domnul meu. Și nu știu unde l-au pus. Cristi, tu astăzi știi unde este Iisus pentru tine? Iisus încă te caută. Oriunde ai fugi, spuneam la început că te va găsi. Dar poți să fugi atât de departe, oricât ai fugi, El te caută. Dar va veni o zi în care va fi prea târziu. Unde este Domnul Iisus pentru tine?
După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Și astăzi, Iisus, la fel cum a strigat-o pe această femeie, te strigă pe tine și îmi strigă numele meu și spune: femeie, de ce plângi? Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Cu disperare. Și unde era Iisus? Era acolo lângă ea. Iisus este acolo lângă tine, lângă durerea ta, lângă neajunsul tău, lângă lupta ta, lângă viciul tău de care nu te poți lăsa, lângă tot ceea ce faci care nu este după voia lui, El este acolo și te strigă pe nume: Cristi, de atâta timp te așteptam. Și astăzi îmi doresc din toată inima ca împreună cu toții să spunem: Învățătorule, nu mai vreau să plec de lângă tine, Doamne. Nu mai vreau să îmi urmez propria mea viață, ci vreau să urmez ceea ce ai pregătit pentru mine. Doamne, m-am săturat de cârceii vrăjmașului, m-am săturat de urăcăielile vrăjmașului, m-am săturat. Doamne, vreau o viață cu tine. Vreau o viață de neprihănire. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Iisus este de găsit astăzi de fiecare dintre noi. Dar vă spun că nu am nicio siguranță și nici dumneavoastră că mâine îi veți mai auzi vreodată vocea lui Dumnezeu. Și dacă astăzi trăiești și nu trăiești pentru Dumnezeu, trăiești în zadar. Îți pierzi timpul în zadar. Dumnezeu să lucreze la inima noastră astăzi. Și îmi doresc din toată inima ca acum, în aceste momente când stăm înaintea lui Dumnezeu, să avem un moment de consacrare înaintea Lui. În momentul în care, înainte de a face închiderea, aș vrea să avem un moment de rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Mă voi ruga, iar după ce voi spune amin, aș vrea ca să mai rămânem câteva momente pe genunchi, în tăcere. Și fiecare dintre dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în inima voastră ca și copii, în inima voastră ca și tineri, în inima dumneavoastră ca și părinți, să-i spuneți Domnului Iisus povara sufletului pe care o aveți astăzi. Pentru că Domnul Iisus este aici lângă noi. Domnul Iisus vrea să audă strigarea sufletului tău astăzi. Dumnezeu vrea să audă astăzi ceea ce a spus Maria: Doamne, nu știu unde ești. Vreau să aflu unde ești. Și îmi doresc din toată inima astăzi ca această temelie să fie zguduită de prezența Duhului Sfânt și de prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate astăzi să reverse Duhul Sfânt asupra bisericii sale aici, asupra fiecăruia dintre dumneavoastră, asupra copiilor noștri. Pentru că dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, vedem timpurile pe care le trăim în jurul nostru. Știu, poate îți dorești încă o viață simplă, îți dorești o viață în care să investești în lumea aceasta, îți dorești o reputație, îți dorești să-ți mai faci un viitor, nu știu ce gânduri aveți despre viitor. Dar Iisus vrea să pună în ordine viața dumneavoastră astăzi. Iisus vrea să îmi pună viața în ordine. Pentru că dacă am venit aici și nu l-am întâlnit pe Iisus, am pierdut totul. Bucuria întâlnirii cu El. Ne plecăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin. Doamne Tată, în aceste momente stăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că nu ne faci după faptele noastre. Și îți mulțumim că în marea ta dragoste ai venit cu noi la acest ceas în care ai vrut să stai de vorbă cu noi. Amin. Doamne, suntem atât de slabi, suntem atât de neputincioși, noi și copiii noștri și părinții noștri.
De atâta timp ne luptăm cu păcatul în viața noastră, dar suntem toți slabi și suntem tot învinși. În această zi, Doamne, îți cerem ajutorul Tău pentru noi și pentru ai noștri. Amin. Și îți cerem ajutorul pentru poporul Tău din România și din lumea întreagă. Amin. Doamne, dacă Tu nu lași ca puterea Duhului Sfânt să fie coborâtă asupra noastră, vom face programe frumoase, ne vom bucura împreună, dar va fi ceva temporar care nu va rămâne pentru veșnicie. În aceste momente, apleacă-te asupra fiecărui suflet. Tu cunoști durerea, oful? Tu cunoști problemele, păcatele care sunt încă iubite și nutrite? Doamne, vino și curățește-ne pe fiecare dintre noi. Amin. Dă-ne dragoste în sufletele noastre, unii față de alții, și dragoste față de Tine. Amin. Și în aceste momente, când vrem să stăm înaintea Ta, Doamne, Te rugăm să Te atingi de fiecare tânăr care este poate atras de această lume în care crede că dacă investește va avea câștig. Doamne, trezește în noi dorul de Ierusalim și de împărăția Ta. Lasă binecuvântarea Ta, Doamne, asupra noastră. Și astăzi, Doamne, vrem să Te întâlnim pe Tine. Vrem să mergi cu noi, Doamne, acasă. Și să fie cerul în casa noastră. Să fie cerul la servici, unde suntem, pe oriunde suntem, să fie cerul lângă noi. Ne predăm în brațul Tău, Tată. Pentru că avem atâtea dorințe, dar vrem ca Tu să fii acela care înfăptuiește aceste fapte în viața noastră. Lasă ca puterea Duhului Sfânt să fie coborâtă asupra fiecărei inimi. Sensibilizează-ne și nu ne lăsa să ne ridicăm din locul acesta fără prezența Ta. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim că ne-a ascult rugăciunea noastră. Fă-ne vii pentru Tine și morți față de păcat. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Ne închinăm și Te lăudăm. Amin. Tot ce